Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. De curând, prezentatoarea le-a arătat internauților mai multe imagini din locuința sa. Iată cum și-a amenajat curtea îndrăgita vedetă, Mirela Vaida și întreaga familie s-au mutat în casă nouă. Împreună cu soțul și cei trei copii, aceștia locuiesc acum la țară, departe de București. Au și pădure aproape, se pot juca în aer liber când doresc, lucru pe care nu îl puteau face cât timp erau în capitală. Prezentatoarea are trandafiri peste tot, dar și alte flori de diferite culori. Iar terasa oferă o priveliște ce-ți taie răsuflarea. În 2019, Mirela Vaida a decis să facă o schimbare radicală și a luat o casă în afara Bucureștiului. Locuința este una mare, cu 5 camere, spațioasă și cu mult loc unde pot alerga cei 3 copii, deci ne-am mutat la casă nouă. Casă mare, 5 camere, spațioasă, luminoasă, teren mult, să alerge iezii, mânzii și copiii. Pădurea e imediat lângă noi, adică ne pică în curte, vedem căprioarele dimineață și porcii mistreți. Mai vedem și șerpișori, fluturași și albine, cădeh. Am vrut lângă pădure, e o liniște totală. Dar și prea multă liniște dăunează că eu sunt bolnavă dacă nu mă aud și mă cam aud. Îmi zic vecinii că, de când m-am mutat, le-am distrus ecosistemul și liniștea, a explicat Mirela Vaida. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.